O echipă de studenți de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost selectată de organizatorii evenimentului științific și industrial Laval Virtual 2015 din Franța pentru a lua parte la competiția studențească internațională de tehnologie ale realității virtuale și augmentate Virtual Fantasy, categoria Limited Time. Competiția se va desfășura pe o durată de 30 de ore, timp în care studenții vor trebui să-și demonstreze capacitățile tehnice și de lucru în echipă, precum și rezistența la efort intelectual susținut în vederea implementării unei aplicații interactive 3D. În acest sens, Constantin Sandu, Sergiu Grigoriev și Deric Lucian Tomiuc, studenți înscriși la programe de studiu de licență și de masterat în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, vor efectua o deplasare în localitatea Laval, Franța, în perioada 6-10 aprilie 2015, însoțiți de profesorul universitar dr. Adrian Graur. Studenții noștri au fost selectați ca urmare a bunilor rezultate obținute în cadrul unei competiții similare, care a fost organizată în toamna anului 2014, intitulată 25 de ore la USV, în care participanții au avut atâtea ore, 25, pentru a-și demonstra abilitățile tehnice și creative în lucru cu tehnologiile noi. Laval Virtual, aflat la cea de-a 17-a ediție în 2015, este unul dintre evenimentele majore pe plan internațional în ceea ce privește realitatea virtuală și augmentată, adunând în fiecare an cercetători și companii de prestigiu activând în aceste domenii. În anii trecuți, alte echipe de studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava au susținut cu succes la Laval, în fața unui public numeros, proiectele lor tehnice din domeniul realității augmentate. Echipa de cadre didactice coordonatoare din acest an, constituită din profesor universitar dr. Inginer Adrian Graur, șef lucrări dr. Inginer Remus Prodan și conferențiar universitar dr. Inginer Radu Daniel Vatavu, consideră această participare a Universității Ștefan cel Mare din Suceava la competiția Laval Virtual 2015 ca fiind una importantă pentru revalidarea într-un context internațional competitiv a cunoștințelor și capabilităților tehnice, hardware și software care pot fi dobândite de studenți în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava.